un tânăr de 20 de ani care a câștigat deja 3 proiecte. Ideea lui de business a venit după ce banii câștigați de Petru Belin în Rusia e investit într-o serie de buieți cumpărați din România. Despre provocările unei afaceri care ține de creșterea și comercializarea coacăzei și ioștei, îl invităm să ne vorbească domnul Petru Găină. Găină Petru Dinu, din Chițcanii Vechi, Telenești, gospodărie țărănească. Bună ziua! Bună ziua la toți pentru acea sală și la cei care vor privi. Ideea afacerii creșterea și comercializarea coacăzei negre și a ioștei mi-a venit 3 ani în urmă. Studiind atent profitul și munca care potrivit depusă, cum mă gândim, potrivit depusă în viitor pentru această afacere și cu ajutorul Uniunii Europene, am ajuns astăzi la acest rezultat. Acum m-am procurat recent în teritoriul de 0,33 de ani de pământ pentru a implanta coacăză roșie și agriș. Vreau să mergesc afacerea. Sunt bucuros că pot oferi consătenilor un post de muncă și pot oferi cetățenilor un produs calitativ și proaspăt. Acum câți angajați sunt pe plantația ta? Acum am un angajat permanent ca pasnic și mai mulți angajați, 5 angajați sezonieri. A fost, am trecut, dar pe viitor, posibil că va fi mai mult. Roada va fi mai multă și tind să mă extind și plantația va fi mai multă. Proiectul pe care l-ai implementat, ce ai învățat din tot acest traseu? Pentru că la vârsta ta înțeleg că provocarea a fost destul de mare. Deci am învățat? Practic tot am învățat. Acest proiect ne-a învățat cum se creează o afacere, ce trebuie să faci înainte de a crea o afacere, cum trebuie să faci un business plan. Eu înainte de mă duce acum la remedie din mine. Ce înseamnă acest business plan la remedie? Practic tot ne-a învățat. Am înțeles. Și intențiile viitoare pe care planifici să le implementezi sunt tot pe acest traseu, legate de agricultură, de pământ, de... Da, fiindcă m-am introdus în această direcție în agricultură, deja știu tot despre această cultură, așa. Da, ai susținere deci la proiecte în care să te instruiești și tu, pentru că înțeleg că e nevoie și... Da, desigur, am fost la AXA, la mai multe seminare care mi-au învățat despre agricultură, de pe internet m-am luat de diferite surse de cunoștințe. La vârsta ta, mulți tineri ar gândi diferit, ar vrea să facă altceva, tu însă ai ales să rămâi acasă și să investești la doar 20 de ani. Eu cred că merită aplauze și felicitări din partea noastră pentru acest succes. Toate sursele care mai de pe afacere am avut de psihotare. În timp ce învățam, în timp de vară pe camp psihotare în Rusia. Astfel am văzut cum se face un ban acolo, pentru că deoarece acolo lucram la negru. Astfel am decis că mai bine rămâi în țară să lucrăm, să facem o afacere și să nu depindem de cineva. E posibil. Da, e posibil, sigur. Mulțumesc foarte mult. Aplauze încă o dată.